Până atunci mergem la următoarea invitată. Laura Cosoi a avut parte de un sfârșit de 2019 și un început de 2020 absolut senzațional. A fost în Thailanda cu soțul Cosmin și fiica lor, micuța Rita, acolo unde a avut parte de o vacanță fabuloasă. Una e să faci revelionul și ziua ta în București, la fric, praf și aglomerație și nici măcar un pic de zăpadă, și alta e să petreci aceste ocazii speciale cu picioarele goale, nisipul thailandez, nu-i așa? Laura Cosoi este acum aici cu povești și imagini spectaculoase! Mă bucur foarte mult, bine ai venit pe aici pe la noi, nu te-am mai văzut de ceva vreme. Da, de ceva vreme, asta povesteam. De un an nu ne-am mai văzut. Exact, exact. Da, 2020 să-ți meargă bine, să ți se îndeplinească dorințele tuturor de altfel. Ce-ți dorești cel mai tare de la 2020? Sănătate, pentru cei dragi. Și să rămânem tot împreună. Și în afară de sănătate și să fiți la fel de frumoși împreună? Păi cred că asta e cel mai important. O frățioară pentru Rita? Da, Doamne ajută. Da. O surioară pentru Rita? Ce-o fi? Să vină. Fie. Da, să fie. Nu ești însărcinat acum. Te anunț când e cazul. Te rog frumos, aș vrea să fiu primul, da? Sigur că da. Crăciunul? Am înțeles că a fost în București. A fost în București, da. Ne-am dorit foarte mult ca Rita să aibă parte de obiceiuri de acasă, adică să nu ne plimbăm cu ea prin lume, în perioada respectivă, și a fost frumos. A fost familiile noastre în București, da, a fost minunat. Tradiții, colindat, da, nu? E, să știi că în București nu prea se colindă. În zona în care stau eu, nu știu unde sunt colindătorii. Au dispărut, nu? Da, nu vin să colinde, nu. Deci la Iași, au venit părinții de la Iași, au venit în București, au venit și părinții lui Cosmin. Exact, plus sora lui Cosmin din Franța, sora mea de la Iași, deci așa ne-am adunat. Și deci a fost chiar foarte toată frumos. Familia, uite, a fost și moș Crăciun acasă. Minunat, da. Uite, o vedem pe, pe micuța Rita și Luna. Luna, da. E un membru al familiei, nu? Exact, de 4 și ani. Și când ați plecat în Thailanda, cu cine a stat câinele? Cu părinții lui Cosmin. Am înțeles. Da, da. Aici sunt poze de la Crăciun, nu? Da, poze de la Crăciun. De acasă am făcut așa un moment să păstrăm amintire, cumva o ședință foto, ca să spun așa, acasă la noi. A fost foarte frumos. Dar apropo de ce spuneai, că am făcut vacanța la cald și acum că să trecem de Crăciun, ajungem în Thailanda. Ajungem în Thailanda. După Crăciun ați plecat în Thailanda. Exact, nu? Imediat după Crăciun. Cel mai nostim a fost că mi-am dorit foarte mult să ajung la munte, la zăpadă. Mi-a fost foarte dor de zăpadă, atât de dor încât fiind în Thailanda pe șezlong căutam vacanțe la munte în România. Da, 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 uite da. Ce aici, eu totuși. A fost frumos pentru că a fost foarte așezat. Recunosc că de data asta Thailanda adică începe să mă dezamăgească, dacă aș putea spune așa, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai comercială, pentru că se ajunge mult mai ușor. Cred că am fost în urmă cu 10 ani prima oară în Thailanda, 10-12 ani, ceva pe acolo. Și mi-amintesc atât de clar momentul acela când am călcat prima oară pe plajă, iarna, era foarte frig în România, am ajuns acolo, totul era ca în, nu știu, ca în, sălbatic așa. Sălbatic și desprins în alte lume, am ajuns pe plajă și au început să-mi curgă lacrimile și nu puteam să vorbesc, adică asta atât de tare m-a... de acum 10-12 da. Ani. Între timp am mai fost de câteva ori, dar recunosc că din ce în ce mai puțin regăsesc spiritul Thailandei de altă dată, pentru că s-au comercializat destul de mult și mi se pare că ca să spun așa, localnicii nu mai sunt atât de... Adică cred că sunt supra-saturați de cât turiști vizitează. Într-adevăr, Thailanda e una dintre cele mai vizitate țări din lume, mai ales în perioada iernii. Și n-ai cum, că e clar că strici un pic cât ați stat? Energia. 15 zile, fix 15 zile. Bine, mai și compar cu Bali, care a ajuns să fie pe locul întâi în topul destinațiilor exotice, să spun așa. Bali e, ești da. Foarte documentată, ai fi foarte bună de profesoară de geografie. Am la vizitat, să știi că geografie. Am vizitat destul de mult Thailanda, adică am vizitat mai mult, am făcut cam tot ce se putea face. Acum când am mers cu Rita, însă am ales să avem o vacanță liniștită de resort, să stăm să joace în nisip, să fie pe plajă, pentru ea oricum nu conta prea mult că e la noi, la Vama Veche sau în Thailanda. Se bucura la fel de mult. Mi-a plăcut foarte mult că a interacționat cu tot felul de alți copii. Nu conta limba, nu conta absolut nimic. Ei se jucau împreună și da, e mare lucru. Pe 2 ianuarie a fost ziua ta. Da. Ai împlinit 38 de ani? Da, da. Mulți înainte, da, Laura, mulțumesc. 38 de ani? N-aș fi zis? Să știi că e primul an în care n-am simțit așa să mai spun că e ziua mea. În general, când am început relația cu Cosmin,
L-anunțam cu 6 luni înainte. Vezi că pe 2 ianuarie e ziua mea, mai sunt 2 luni, mai sunt 2 săptămâni. Mâine e ziua mea și tot anunțam că urma să fie ziua mea și acum, dacă puteam să trec peste, era perfect. Da, da, sunt nostalgică. Am fost numai, nu numai noi, prima parte am fost doar noi trei, apoi au venit și nașii noștri, nașii Ritei, și a fost așa, ne-am adunat foarte mulți, aproape 20 și ceva de persoane, cu mulți copii, mare. Da? Și a fost chiar plăcut că am fost împreună, în primul rând, și repet, a fost cald, dar eu mă uitam de vacanță la rece. La frig. Și se înțeleg că după Thailanda urmează... Am fost deja. Știi cum e, una caldă, una rece. Da, am fost. De la cald am ajuns weekendul trecut. Chiar am scris pe blogul meu, apropo, primesc foarte multe mesaje pe Instagram și pe Facebook. Dragi mămici, părinți, să știți că am postat pe blog în detaliu vacanța, cum a decurs vacanța noastră în Thailanda, adică zborul, că sunt foarte interesați părinții de cum zbor cu un copil atât de mic. Laura Cosoi. Ce mănâncă... ro este blogul unde poți să blogul unde, exact. Mai multe informații, da, exact. Ce mănâncă copilul când mergi într-o vacanță de genul ăsta, cam cât costă și așa mai departe. Dacă ai nevoie de vaccin și multe altele. Și deci la rece unde ai fost? La rece am fost la Moece de Sus. Super. Pe un platou între Piatra Craiului și Bucegi, a fost superb, superb, superb. Am prins zăpadă, da? Și e un loc minunat și despre acest loc am scris astăzi, am urcat articolul pe blogul meu. Super. Laura, mă bucur pentru tine și sper 2020 să fie un an foarte bun. În anii trecuți veneai, ne prezentai câte o carte, poate mai apare și anul cu ăsta. Siguranță. Mai apare o carte? Da, apare o carte. Tot de bucate? Curând. Da, dar pentru copii, o să înceapă de la vârsta de 6 luni, de la tu să fii un fel de Sanda Marin. Doar că, da, eu dau gramajele, știi cum... Da, ideea este că începe de la 6 luni, de la diversificare și apoi rețetele sunt și pentru copii mai mari. De-abia aștept, împreună cu Curtea Veche voi lansa cât de curând, sper eu în martie să fie gata, am avut ceva, ea este gata, doar că nu am putut să o lansez. Să știi că sunt foarte frumos aranjate cărțile pe care le-ai lansat. Mulțumesc. Și premiate, nu? Și acum premiate. Să mă laud. Și premiate, foarte mulțumesc. Frumos, și fotografiile senzaționale, da, și mai ales mulțumesc. Că în ultima carte erau lucruri și legate de viața ta. Absolut, în continuare, lecția de viață mă ajută foarte mult cu totul. Continuă. Continuă, absolut, și mai mult decât atât, o să vă invit și la teatru în această primăvară. Când? Că simt așa că vrei să mă dai afară de aici. Nu vreau să vă povestesc. Laura, că nu, deja, nici nu aș îndrăzni. Deci de pe platoul acela, de la Moece de Sus, am aterizat direct pe scenă, da. La Unești, unde am jucat Barza Domnului Ministru. E un spectacol, o comedie bulevardieră. O joc de câțiva ani și drept, acum am reluat spectacolul din toamnă. Mergem cu el în turneu prin țară. O să scriu iarăși datele, orașele pe Dar paginile mele. Acum este chiar sâmbătă la sala Dallas. Sâmbătă acum, adică da. Mâine. Mâine este, da, mâine este acest spectacol. Apoi, pe data de 8, vreau să anunț și un spectacol iarăși pe care l-am reluat. Autorul este în sală, în regia lui Dan Tudor, la Teatrul Dramaturgilor Români, pe data de 8 și apoi, da, înainte de 8, joc pe 2 februarie, Ghiși cine te sună, în regia Taniei Popa, primul ei spectacol de regie. Așa că cred că în februarie joc în fiecare zi și în martie cam o dată la 2 zile. Foarte frumos, pentru că îți place da. Foarte tare să fii pe scenă la teatru mult, și da. Cred că mi se potrivește. Acolo te simți foarte bine, bine și ți se-și potrivește. Felicitări ție! Mulțumesc mult! Actrița Laura Cosoi, da. Scriitoarea Laura Cosoi, mămica? Și profesoara de geografie Laura Cosoi. Bine, da! Ghidul, mămică, blogăriță! Da. Foarte frumos! Să ai un an minunat, îl salut și pe Cosmin. Mulțumesc. El e Curita acum? Da, este Curita în cel mai aglomerat loc posibil. Adică? Nu pot să spun. De la mall? Acolo, nu, e acolo unde se face baie cu Aha, apa înțeles, termală. Aha, înțeles, da, aici, nu? Da. Nu ai ce să cauți acolo. E la Bălăceală. Este prima oară, dar cred că nu mai merge. E foarte aglomerat. E liber e și liber, lumea da. S-a dus. Dar noroc am aflat și eu, că am fost ieri la Crășă. Dacă toată lumea e la băi, se mai uită cineva la noi azi? Păi cred că e un televizor ceva mare acolo. La băi se uită. Laura, succes în tot ceea ce faci și te așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Ne vedem la teatru mâine, baftă, la sala Dallas. Și știu că poftești un măr. Da! Te rog. Dar mi-l-a păstrat acolo. E din ăla Pocnește, da? Da, e la Pocnește de... De nu-l mai oprești!